Haideți acum să auzim vocea Domnului, citim din Scriptură. Vom citi din prima scrisoare pe care Apostolul Pavel o scrie celor din Tesalonic, 1 Tesaloniceni, capitolul 5, primele 11 versete. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, începând cu versetul 1. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fi ai luminii și fi ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Căci, ce ce dorm, dor noaptea și ce ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fi ai zilei, să fim treji să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos care a murit pentru noi pentru ca fie că veghem fie că dormim să trăim împreună cu el de aceea mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Când Apostolul Pavel află vești despre biserica pe care a plantat-o în Tesalonic, Apostolul Pavel se află la Atena. Este însoțit de mai mulți frați, printre care și Timotei. Veștile pe care apostolul Pavel le află din Tesalonic, de la biserica de acolo, nu sunt tocmai bune. Îi se spune că biserica din Tesalonic este prigonită aspru de către evrei ce locuiau în Tesalonic, de către diaspora evreiască de acolo. Nu îi vedeau cu ochi buni. Vreau să-i distrugă. Treceau așadar prin prigoană, prin suferință. Și se mai spune apostolului Pavel din Tesalonic, că și pe tine te vorbesc de rău. Au pornit împotriva ta, te ponegresc în fel și chip, te vorbesc pe toate drumurile, au o problemă foarte serioasă cu tine, apostole Pavele. Apostolul Pavel, auzind ce se petrece în Tesalonic, hotărăște, chiar dacă era de folos Timotei, hotărăște să-l trimită pe Timotei la ei. Timotei se duce și le ia pulsul. Le vede starea în care se aflau. Erau bine. Apostolul Pavel nu se temea de numele lui. Nu era prima dată când era vorbit de rău. Nu era prima dată când porniseră împotriva lui. Nu era prima dată când aveau ceva cu el evrei, cei de neam cu el. Se temea însă, așa cum avea să le scrie el aici în 1 Tesaloniceni, se temea că osteneala lui a fost zadarnică și că credința lui, credința pe care ei, la care ei au ajuns, va fi stinsă. Dar veștile erau bune și o în urma veștilor pe care le aduce Timotei, care s-a întors din Tesalonic. O să le scrie această scrisoare, această epistolă. În epistola aceasta, Apostolul Pavel, în capitolul 2, începând cu versetul 4, începe să se apere. Le spune, răspunde cumva vocilor care erau împotriva lui, le spune, eu nu v-am manipulat. Nu, nu, nu. Eu nu am fost lacom de câștig în mijlocul vostru. Nu, nu am căutat slava mea, ba din contră, am fost blând cu voi, așa cum este blândă o doică cu copiii lui. Nu, nici vorbă, eu v-am iubit atât de mult încât nu doar Evanghelia am vrut să vă deau, ci am fost gata să vă dau până și viața mea. Am lucrat, le spune Apostolul Pavel, zi și noapte cu mâinile mele, ca nu cumva să vă fiu povară vreunuia dintre voi. Dar veștile erau bune. Tesalonicenii nu doar că nu ascultau Rumorile legate de apostolul Pavel, dacă vrei să tulbori o biserică, pornește împotriva slujitorilor ei, vorbește pe toate drumurile, găsește-le toate punctele negre, surprize, surprize, și ei sunt oameni. Biserica din Tesalonic nu era tulburată de asta și nici nu era afectată prea tare de prigoana pe care evrei o stârniseră împotriva lor, stăteau tare în credință. Și apostolul este atât de bucuros că se întâmpla lucrul ăsta. Ascultați superb versetul 8 din capitolul 3. Acum da, zice apostolul Pavel după ce află că biserica din Tesalonic o duce bine, acum da, trăim, fiindcă voi stați tari în Domnul. Se bucură, se bucură și chiar după aceea, de la versetul 9 încolo, începe să mulțumească extravagantului lui Dumnezeu pentru tăria pe care Timotei a găsit-o în biserica din Tesalonic. Erau bine, erau bine. Aveau și întrebări. Aveau întrebări. Și l-au însărcinat pe Timotei să vină la Apostolul Pavel cu întrebările care le stârneau tot mai mult curiozitatea, ba chiar și tristețea. Iată întrebările pe care tesalonicenii le trimit lui Apostolul Pavel. Dragă apostole, tu ne-ai promis că Domnul vine repede. Ne-ai vorbit despre venirea Domnului. Aș vrea să spunem că n-a venit încă și că unii dintre noi au început să moară. Ne-au murit prieteni, ne-au murit apropiați. Ce se întâmplă cu ei? Sunt pierduți? Și Apostolul Pavel le scrie ceea ce ne citim adeseori la priveg, la mormântare, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu voi infraților să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, ca să nu vă întristați ca unii care n-au nădejde. Nu sunt pierduți. Iată prima întrebare și răspunsul pe care îl dă Apostolul Pavel. Dar mai avea o întrebare. Întreabă-te salonicenii pe apostolul care a plantat biserica aceea. Auzi, ne-ai vorbit despre o zi a Domnului, cumva diferită de răpirea la care Apostolul Pavel a făcut referire atunci când a vorbit despre moartea celor în Hristos. Ne-ai vorbit și despre o zi a Domnului, o zi cumplită care va veni. Auzi, am vrea să știm detalii. Nu ne-ai spus prea multe. Vreau să știm. Că se poate. Când se va întâmpla? nu ne-ai putea da o dată, măcar un an, dacă nu poți o zi, o lună, o săptămână, măcar un an când se va întâmpla lucrul acesta. Am vrea să ne pregătim pentru ziua aceea. Ce trebuie să știm? Nu ai nimic mai exact să ne oferi? Și apostolul începe să le răspundă în capitolul 5. Tocmai acestei curiozități pe care o aveau. Cât despre vrem și soroace, ascultați-vă rog cum le scrie n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. Întreg răspunsul pe care Apostolul Pavel îl construiește aici este direct, fără echivoc. Nu aveți trebuință să-și vă scrie. De ce? Pentru că ziua aceea va veni ca un hoț. Nu aveți trebuință să știți. Tot ce trebuie să știți, tot ce trebuie să faceți, trebuie să opriți goana asta după date, după cifre, după predicții. Poate că o să supăr în dimineața asta, dar mă voi ancora în cuvântul lui Dumnezeu. Goana după perspective profetice, după analize scatologice, trebuie să o opriți pe toată. Cât despre vremuri și soroace n-aveți trebuință să vi se scrie. Întreg răspunsul pe care Apostolul Pavel îl dă aceste întrebări despre ziua Domnului, despre revenirea Domnului, este construit în jurul unei expresii. Expresia este fi al luminei sau fi ai zilei. De aici pleacă Apostolul Pavel în răspunsul pe care îl avea, îl avea pentru ei la întrebarea: Când va veni ziua Domnului? Cum va fi cu ziua Domnului? Când vine Apocalipsa? Ce facem ca să ne pregătim pentru Apocalipsa? Apostolul își construiește răspunsul în jurul expresiei: Voi sunteți fii ai zilei. Voi sunteți fiice ale zilei. Cu alte cuvinte, pentru a aștepta ziua Domnului, pentru a putea vorbi cu nădejde despre ea, pentru a putea privi cu bucurie spre cer, nu trebuie să știi tainele Apocalipsei, nu trebuie să deznozi profețiile din Daniel, nu, ci trebuie un singur lucru. Să fi născut din lumină. Doamne ajută-ne! Nu, nu, trebuie să fii expert în profeție, nu trebuie să știi detaliile la literă ale Apocalipsei, ci trebuie să fii născut din Lumină. Și de aici trebuie pornit, nu dintr-un alt loc. Este normal să pornim de aici, de la lucrarea pe care Dumnezeu o face în viața noastră. Cine naște din lum Lumină? Putem să facem noi lucrarea asta? Putem să ne-o dorim, putem să alergăm după ea, dar o putem și realiza? Apostolul Pavel vorbind despre trecerea aceasta de la, lumină, de la întuneric la lumină, de sub blestem la binecuvântare, de la viață, de la moarte la viață, le spune la un moment dat în Efeseni, Efeseni 5 cu 8, odinioare erați nu în întuneric, ci odinioare erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Trecerea o face Hristos și jertfa Lui. Iisus Hristos poate mântui, poate naște din lumină orice viață. Mă veți întreba, se întreabă așa de mulți astăzi, ce am de făcut pentru a mă pregăti pentru acea măreață întâlnire, dar și pentru acele clipe ale Apocalipsei. Un singur lucru trebuie să le faci. Să rogi pe Domnul să te nască din lumină. Sau în limbajul Evangheliei, în felul în care Domnul vorbește cu Nicodim, trebuie să te naști din nou. Trebuie să te naști din nou. Cei mai mulți de aici în această dimineață sunt născuți din lumină. Am crezut cu toată biserica va zice slăvit să fie Domnul. Pentru că realizează unul că n-a făcut el treaba asta și doi că i s-a întâmplat. Cei mai mulți de aici suntem născuți din Lumină. Suntem născuți din nou. Este lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră. A făcut-o? Cei care sunt născuți din Lumină să zică, slăviți să fie Domnul. Dar poate că, și permiteți-mi să fac această paranteză, poate că te afli în dimineața asta aici și nu ești încă. Ești la răspântie de drumuri, încă te gândești. O fi bine, nu o fi bine. Ce să faci? Cum să faci? Dacă vrei să fii pregătit pentru ziua aceea, trebuie să te naști din lumină. Trebuie să te decizi pentru Domnul. Trebuie să nu dai o sufletului tău până când nu iei o decizie radicală pentru viață, până când nu lași pe Dumnezeu să te nască din nou. O, Doamne, naște-ne din nou fiecare copil, fiecare fiu al bisericii. Cred că în curând vom avea botez, nu e așa? N-ar fi momentul să te înscrii pe lista aceea? N-ar fi momentul să te hotărăști pentru Dumnezeu ce mai aștepți? Nu există o altă cale, nu putem vorbi de nimic altceva la început decât despre această naștere din Lumină. Toate promisiunile lui Dumnezeu, toată paza, toată ocrotirea, toate binecuvântările lui Dumnezeu se adresează celor care sunt născuți din Lumină. Și slăvit să fie Domnul pentru că El naște din Lumină și astăzi, pentru că El răscumpără și astăzi, pentru că El întoarce cu inima către El și astăzi, pentru că Domnul poate schimba orice viață, poate mântui orice suflet, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu naște din lumină. Tot ce trebuie să știți, tot ce trebuie să aveți, le spune Apostolul Pavel, deja aveți. Sunteți născuți din lumină. Sunteți fii și fiice ale luminii. Fii și fiice ale zilei. De ce e așa de important să fii fi și fiice? Înainte de a răspunde la întrebarea cum trăiesc, fiii și fiicele luminii, Apostolul Pavel enumără cel puțin două motive pentru care este atât de bine pentru fiii luminii. În lumina zilei aceleia, a zilei revenirii Domnului, în lumina zilei aceleia, este bine să fii fiul luminii pentru că, unu, fiii luminii sunt deja pregătiți, sunt deja gata pentru ziua aceea. Cum? Deja gata? Deja gata? Cine îi pregătește? Un singur lucru. Faptul că sunt fii luminii. Faptul că sunt născuți din lumină. Faptul că trăiesc în lumină. Începe să răspundă aici Apostolul Pavel. Ne întoarcem la text. Zice așa. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie fraților. N-aveți nevoie de ani, n-aveți nevoie de săptămâni, n-aveți nevoie de detalii politice, n-aveți nevoie de răstălmăciri ciudate, n-aveți nevoie de alte cărți, n-aveți nevoie de evrei, n-aveți nevoie de pseudo-evrei, n-aveți nevoie de nimic. Cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie. Nu vă trebuie detalii foarte multe. Și continuă voi înși vă știți. Ce știau? Am vrea să nu să știm ce știau tesalonicenii. Să plecăm și ne ureche, să auzim și un secretul ăsta. Ce știau ei de erau pregătiți pentru ziua aceea? Ce știau în așa fel încât apostolul zice nu mai aveți nimic nevoie mai mult decât ceea ce știați deja. Și ascultați ce zice apostolul că știu. Pentru că voi înși vă știți foarte bine Că ziua Domnului, cum scrie acolo, va veni ca un? Să o luăm de la capăt. Tesalonicenii erau pregătiți, pentru că știau foarte bine, ce știau foarte bine? Că ziua vine ca un? Adică știau că vine pe nepregătite? Nu, nici un alt detaliu? Cum vine un hoț? Îți trimite scrisoare. 5 martie. Te vizitez să nu fii acasă. Sau vine un hoț. Nici vorbă. Un hoț vine pe ne pregătite. Deci Apostolul Pavel, reluăm textul. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua aceea va veni peste, pe nepregătite. Nu, nu, nu le dă date, nu le dă nicio altă informație, ci doar le spune că ziua aceea va veni pe nepregătite. Ba mai mult, versetul 4. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Vine, pregătite, vine pe nepregătite, dar voi sunteți gata de ce? Pentru că nu sunteți în întuneric, adică sunteți fii ai zilei. Când va veni hoțul, veți fi pregătiți. De ce? Pentru că sunteți fii zilei. Când va veni ziua aceea, va veni pe nepregătite, dar veți fi pregătiți. De ce? Pentru că sunteți fii zilei. Sunteți fiicele zilei. Sunteți născuți, născute din lumină, născuți, născute din Dumnezeu. De aceea sunteți pregătiți, pregătiți. Că va fi astăzi, că va fi la noapte, că va fi peste 40 de ani, că va fi peste 1000 de ani, cei care sunt din Dumnezeu sunt pregătiți fiii luminii sunt pregătiți. Iată avantajul lor. Incertitudinea aceasta a acele zile nu se tratează cu nimic altceva decât cu nașterea din lumină. Doamne ajută-ne să fim mai tăi. Iată ce ne pregătește pentru ziua aceea. Faptul că suntem ai lui Dumnezeu. Nu o spun eu, o spun apostolul Pavel. Doi. Fiii luminii sunt pregătiți. Unu. Deja pregătiți. 2. Fiii luminii sunt ocrotiți în ziua aceea. Oricât de grea va fi clipa, oricât de mari fi, vor fi dezastrele, există o categorie de oameni care va fi ocrotită în ziua aceea. Vă amintesc că în secțiunea asta, Apostolul Pavel vorbește despre ziua Domnului. De ce sunt ocrotiți? Nu întreb cum sunt ocrotiți, ci de ce sunt ocrotiți. Pentru că sunt fii luminii. Pentru că au fost născuți din lumină. O spun clar și răspicat. O spun și părinții Bisericii în primele veacuri ale creștinismului: Apocalipsa pentru copiii Luminii nu este o veste rea, o veste bună. Apocalipsa nu sperie, ci bucură. Apocalipsa nu este neapărat despre dezastre pentru fiii Luminii, ci despre regăsirea cu Domnul lor. Apocalipsa nu este despre moarte ci este despre viață. Acea categorie de oameni care este ocrotită în perioada aceea este cea a fiilor luminii. Remarcați cum zice Apostolul Pavel aici. Când vor zice, și primul lucru pe care îl face este să descrie ziua aceea, remarcați cum o descrie, când vor zice, pace și liniște, atunci va fi o propedenie neașteptată atunci o propădenie neașteptată va veni peste ei, cadurile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Ce zice despre ziua aceea Apostolul Pavel? 1. Că vine pe nepregătite, ca un hoț, neașteptată, când ți lumea mai dragă hopșia Va veni pe neașteptate. 2. Zice că este distrugătoare, Zice despre ea că o prăpădenie neașteptată, distrugătoare, va mătura, distruge totul în cale ei. Zice despre ziua aceea că este dureroasă. Vorbește despre ea și zice că este ca durerile unei nașteri. Și zice despre ziua aceea că este decisivă. Nu va exista scăpare. Nu va exista scăpare. Nu va fi în limbaj biblic chip de scăpare. Asta le spun odată despre ziua aceea. Distructivă, dureroasă, decisivă, neașteptată. Dar mai face ceva aici Apostolul Pavel, o subtilitate pe care dacă nu suntem atenți la text, nu observăm. Ați remarcat că în primele două versete folosește pronumele personal de persoana a doua. Voi sau de persoana întâi, noi. Dar în versetul în care vorbește despre ziua aceea, apostolul schimbă pronumele? Zice în versetul 1, cât despre vrem și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie. Cui? Voi. Pentru că voi înși vă știți foarte bine că ziua aceea va veni ca un hoț. Versetul 3, când începe să descrie ziua aceea, schimbă pronumele. Nu mai este vorba despre noi în ziua aceea, ci este vorba despre ei. Remarcați, când vor zice cine? Ei. Pace și liniște. Atunci o propadenie neașteptată va veni peste cine? Peste ei. Cadurile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Ce concluzie tragem de aici? Pentru fiii luminii, ziua aceea nu va fi distructivă nu va fi decisivă, nu va fi neașteptată, nu va fi dureroasă. Pentru alții va fi așa. De ce? Pentru că fiii luminii sunt ocrotiți. Pentru că fiii luminii sunt ocrotiți. Am crezut că toți fiii luminii vor zice slăviți să fie dumne în lumina acelei zile, distrugătoare, faptul că Fiul Luminii, Fica Luminii este ocrotită, este o veste extraordinară. Slăvit să fie Domnul! Amin. În lumina zilei acelea care va fi atât de dureroasă ca durerile unei nașteri, faptul că sunt, suntem ocrotiți de acea zi. Pentru fiul luminii este o veste extraordinară. Se merită să zici slăvit să fie Domnul! Cum sunt fiii luminii? De ce e important? De ce am vorbit înainte despre această naștere din nou, despre această necesitate pentru fiecare dintre noi să fie născut din Lumină, născut din Dumnezeu? Cum sunt fiii luminii? Fiii luminii sunt gata. Deja gata. Ei trăiesc în Lumină. Că Domnul vine la noapte, că Domnul vine peste două zile, că Domnul va veni la capătul vieții noastre, nu contează. De aceea Apocalipsa se încheie cu. Maranata! Vino, Doamne Iisuse! De ce? Pentru că suntem gata. Nu pentru că ne-am pregătit noi pentru acea zi, ci pentru că ne-a născut Dumnezeu din lumină. Binecuvântat să fie numele Lui. Și fiii luminii sunt ocrotiți. A noapte Iranul a bombardat, a încercat să bombardeze Israel. Ce hăruiți Aș vrea să mulțumesc public și lui Beni și fratului Gabi că au cântat despre Ierusalimul Ceresc. Despre Ierusalimul Ceresc. Noi nu ne uităm la Ierusalimul local. Ne uităm și ne dorim acel Ierusalim. Noi știm că fiii luminii sunt ocrotiți. Fiii luminii sunt ocrotiți. Și care sunt fiii luminii? Evrei? Nu. Fiii luminii sunt toți ce cred, cei ce cred în numele Domnului Hristos toți cei pe care Hristos i-a mântuit prin jertfa Lui. Toți cei care au fost cufundați în moartea Lui Hristos și prin învierea Lui Hristos, cu Hristos, au fost ridicați la viață. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Dumneavoastră și eu, noi suntem fiii luminii. Și cum sunt fiii luminii? Fiii luminii sunt deja gata și fiii luminii sunt ocrotiți. Slăvit să fie Domnul. Și după ce face această paranteză apostolul, vorbim despre cât de important este să fii lui, fiul luminii și de ce. De ce, iată, nu le scrie date și soroace. Ea lăsat pe alții să le socotească. De ce? Apostolul Pavel zice, eu nu vreau să vă zic. Nu, nici măcar nu aveți trebuință de ele. Pentru că voi sunteți fiii luminii. După ce face această paranteză, apostolul începe, începe să răspundă la întrebarea și cum trăiesc fiii luminii? Cum trăiesc fiii luminii? Ce fel de viețuire au? Cum se trăiește în lumină? Și veți găsi referințe foarte practice în toată cartea, mai ales capitolul 4, este superb. Dați-mi voie să vă citesc doar câteva dintre el. Versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșuc și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus, și v-am că Căci Dumnezeu nu ne-a chemat în necurăție, ci la sfințire. Și continuă Apostol Pavel cu învățături foarte practice, arătând cum trăiește Fiul Luminii. În capitolul 5 revine. După ce face această paranteză, începând cu versetul 4, versetul 5, mai ales versetul 6, cu acea expresie de aceea. De aceea. Pentru că suntem fiii luminii. Cum trăiește un fiu al luminii? Care este caracteristica lui? Și veți descoperi că are un cuvânt cheie. Și cuvântul cheie al trăirii fiului luminii este cuvântul cheie pe care Biserica Betania, Betania îl are tot anul. Veghere. Un fiu al luminii veghează. Un fiu al luminii are mintea, inima, ochii, totul în alertă totul gata, treaz. Un fiu al luminii veghează. Și o luăm pe rând. Sunt trei lucruri pe care le spune aici Apostolul Pavel. Unu, un fiu al luminii este treaz. Un fiu al luminii este treaz. Pare evident. Lumina presupune trezie, am zice noi. Și cu toate acestea, Apostolul Pavel ține să sublinieze că vegherea adevărată, starea aceasta de fiu a zilei, presupune o anumită atenție, ochii deschiși, facultățile acasă, capabil să gândească și să acționeze. Versetul 6, de aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Să veghem și să fim treji. Iată ce face un fiu al luminii. Și apostolul, pentru a sublinia această importanță a vegherii, vorbește despre două dintre acțiunile umane care sunt opuse vegherii. Dușmani ai vegherii. Zice el, fiul luminii, da, e adevărat, trăiește în lumină, dar în lumină poți să și dormi. Poți să fii și turmentat. Fiul luminii în lumină vechează. Doamne, ajută-ne. Fiul luminii, în lumină, vechează, se ferește de cei doi mari dușmani pe care îi poate avea inclusiv în lumină. Unu, somnul. Somnul, așa zice. Cei ce dorm, zice Apostolul, dorm noapte. Concluzia, nu dormiți în lumină. Dorm. Somnul. Cu referire la trezire, cu referire la veghere. Poate că cea mai de bază caracteristică a somnului este, știți care? Nepăsarea. Nepăsarea. Când dormi, nu-ți prea pasă. Că dormi. Nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău. Acum, cred că la începutul anului, a luat foc o pensiune undeva în sudul țării. Au murit câțiva, inclusiv câțiva copii dar și câțiva adulți. Pentru că ce făceau în pensiune? Dormeau. Pe nu le pasă că arde pensiune? Pa, dacă erau treji, le-ar fi păsat. Dar ei dormeau. Când dormi nu-ți pasă de ce se întâmplă în jurul tău. Când dormi nu-ți pasă de ce se întâmplă cu tine, Vine un cutremur dacă somnul este adânc, cu cât este mai adânc somnul, cu atât ești mai incapabil, mai nepăsător legat de ce se întâmplă cu tine, poate să cadă pe tine o grindă, te omoară instant. Dacă erai treaz te-ai ferit, dar ai dormit. Una dintre caracteristicile omului care începe să doarmă în ce privește lucrurile spirituale în ce privește trăitul în lumină, este nepăsarea. Nu îmi mai pas. Nu mai pas. mai pas. În secolul XVII, Francisco Goya avea o gravură care i-a pus un titlu ce a devenit un proverb astăzi. Somnul rațiunii naște monștri. Somnul nepăsării naște Moștri. Iată cum și societatea, după ce a trecut de la secolul XVII, secolul XVIII, secolul XX, prin câteva războaie mondiale, după ce am văzut grozăvii pe care nu le-am crezut vreodată posibile, după ce am văzut oameni făcând altor oameni lucruri pe care niciodată nu le-am crezut că oamenii le vor face. Am ajuns să dăm dreptate lui Dumnezeu. Somnul rațiunii, incapacitatea de a vegea, de a fi atent, de a avea mintea și inima deschisă, naște monștri. Nepăsarea. Iată una dintre bătăliile oamenilor luminii. Să rămână nu indiferenți, ci să le pese de ce se întâmplă. Știu că, nu, că am început să adorm, știu că am început să fac pași departe de lumină și mă îndrept spre crepuscul, spre înserare în momentul în care m-a lovit așa un aer de nepăsare, de indiferență. Nu mai îmi pasă de ce se întâmplă în biserică. Nu mai îmi pasă. Formații. Indiferent trag de tine din toate felurile, dar încă nu s-a inventat acel fel de a trage de tine care să te scoată din nepăsare. Nepăsarea este somnul care ne cuprinde. Apostolul Pavel le zice, știți cum trăiesc fiii luminii? Fiilor luminii le pasă, le pasă, au ochii deschiși, au ochii deschiși cu privire la ei înșiși și au ochii deschiși cu privire la darurile pe care Dumnezeu le-a dat lor. Au ochii deschiși cu privire la isprăvnicia pe care Dumnezeu a încredințat-o lor. Au ochii deschiși cu privire la lucrurile care se întâmplă cu ei. Au ochii deschiși cu privire la lucrurile care se întâmplă sub acoperișul lor. Au ochii deschiși cu lucrurile care se întâmplă cu cei din jur, fiilor, luminii. Le pasă? Le pasă? O, Doamne, depărtează de la noi indiferența. Zice toată biserica, amin? depărtează de la noi indiferența. Vei găsi o mulțime de justificări și eu voi găsi o mulțime de justificări pentru care să nu mai pese. să fiu indiferent ăla, 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 au făcut, au dres. Dar adevărul este că în momentul în care am pătruns pe calea indiferenței, eu încep să adorm. Problema e cu mine. Eu încep să adorm. Fii luminii sunt treși. Al doilea dușman de care scrie Apostolul Pavel aici. Pe de o parte este somnul, pe de altă parte, al doilea dușman al treziei este beția. Zice Apostolul aici, și ce ce se îmbată, se îmbată noaptea. Fii nopții, nu doar că trăiesc această nepăsare, permiteți-mi să forțesc cuvântul ăsta dur, această nepăsare monstruoasă, că monstruoasă e nepăsarea. Și asta monstruoasă nepăsare față de tot și de toate. Fiii opții se și îmbată. Se și îmbată. Beția este o altă modalitate de suspendare a rațiunii, a treziei, a înțelegerii. Cel ce a băut vede, dar nu vede bine. Cel ce a băut simte, dar nu simte cum trebuie. Cel ce a băut înțelege, dar nu înțelege cum trebuie, așa înțelege, ca prin ceață, exagerat uneori, distorsionat de fiecare dată. Beția este un alt vrăjmaș al vegherii. Orice rămânere în păcat, orice dependență distorsionează realitatea, ne îmbată, ne încețoșează privirea. M-am uitat în original să văd care este termenul pentru beție de aici. Ce folosește Apostolul Pavel în limba în care a scris și termenul se mai poate traduce și altfel. Cornilescu alege beție, e corect cum face. Dar se mai poate traduce și prin intoxicare. Intoxicare. Ai o cupă în care ai amestecat mai multe lucruri. Ai intoxicat. Ai pus acolo și lucruri care nu ți-au ți prit. nu, te ajută, te distrug și o trăvuri. Beția este o intoxicare. O, Doamne, cât de adâncă este și problema asta în societatea noastră. Vine Duminica la biserică, crede în Domnul Hristos, dar lunea citește horoscopul. Și ce se petrece cu el, de fapt, cu ea, de fapt? Este intoxicat. Intoxicat. Vine, te ascultă, crede Evanghelia, dar lunea. Doamne, dar să nu te întâlnești cu el, lunea. Lunea. Omul compromisului găsește tot soiul de modalități de a eluda legea, respectul, buna, știință, buna cuvință, totul. Și ce se întâmplă cu el, de fapt? Este în limbajul apostolului Pavel, cum a tradus Codinescu, beat. În limbajul pe care folosește apostolul Pavel, intoxicat. Face mixtură. Ia și de la Dumnezeu un pic, dar ia și de la ale lumii un pic. Și le pune pe toate în același pahar și bea. Și bea. Și nu e atent la nimic cu adevărat. El e astăzi cu tine, ridică mâinile, se închină, dar lunea nu mai e, gata. Pentru el, duminica este doar o zi a Domnului și atât, atât îi dă Domnul. Că lunea are treabă, are afaceri de făcut, are oameni de înșelat, are slujitori de vorbit. Nu, mai are timp lunea pentru Domnul. Pentru el Domnul e doar un capitol, doar o zi. Știți cum e el? În limbajul Scripturii? Beat. Intoxicat. Cu piciorul în două luntre, cu viața în două lumi. Duminica la biserică, iar în timpul săptămânii își vede de ale lui. Privit de sus, când Domnul privește un astfel de om, Vede, știți cum vedem noi un bețiv? Așa îl vede Domnul. Umblând pe zece cărări. Există expresia asta pe care noi o folosim legată de bețivi. Merge pe zece cărări. Domnul așa vede. Vrea să meargă și cu mine, dar are și cărările lui. Are și jmecheriile lui. Este intoxicat. Un fiu al luminii nu adaugă neprihănirii lui fără de lege, făcându-l pe domnul să-i exclame Duceți-vă de la mine pentru că ați lucrat și fără de lege. Un fiu al luminii rămâne cu toată inima, cu tot sufletul, zi de zi, ceas de ceas al luminii trăiește în lumină, este al luminii, se bucură de lumină, este fiul și fica luminii. Doamne ajută-ne! Fiii luminii, cum trăiesc fiii luminii? În primul rând treji. Fiii luminii sunt treji. Treji. Nu dorm și nici nu se intoxică. Au un nas, o sensibilitate pentru lucrurile care nu sunt ale lui Dumnezeu. Un fiu al luminii se întreabă tot timpul. M-a lovit nepăsarea? Îmi pasă mie? Că dacă nu-mi pasă, am o problemă. Încep să adorm. În final, luminii se întreabă, trăiesc între două lumi sau trăiesc în lumină? Așa sunt fiii luminii. Unu, treci, doi. Apostolul continuă și zice, dar noi, care suntem fii ai luminii, să fim treci și urmează un termen superb. Zice, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. Un fiu al luminii este îmbrăcat într-un fel anume. Are o garderobă specială, făcută din lumină, Oriunde e El, îl vei găsi pe El îmbrăcat în această garderobă, în aceste haine, hainele Luminii, o îmbrăcăminte specială, ceva ce li se potrivește, ce le vine bine, ceva ce se poartă cu adevărat în Lumină. Oriunde te vei întâlni cu ei, te vei întâlni cu ei îmbrăcați în Lumină. Dumnezeu își îmbracă fiii din Lumină. Și remarcați, în text, trimiterea este la armură. Dumnezeu nu doar că îi îmbracă frumos, prin îmbrăcămintea aceea Dumnezeu îi și o crotește, și păzește. Care sunt hainele pe care le poartă fiul luminii? 1. Credință. 2. În text. Nădejdea. Trei, Dragoste. Oriunde te așezi. într-o duminică la biserică. Te așezi lângă un fiu al luminii. Întotdeauna îl vei găsi îmbrăcat așa. În credință, în nădejde și în dragoste. Credință. Te întâlnești cu el luni, în salopete la lucru, dar în salopete la lucru, dacă te apropii, remarci. Este în credință, este în nădejde și este în dragoste. Te întâlnești cu el miercurea, vine de la lucru obosit, terminat, cercănat, nici părul nu este cum trebuie, și de mâncat. Dar dacă te-ai cu el și este al luminii, este în credință, este în nădejde și este în dragoste. De ce? Pentru că fiind luminii sunt tot timpul îmbrăcați așa. Este în credință. Remarcați cum face Apostolul Pavel legătura, zice credința este un scut. Un scut. Un fiu al luminii trăiește în credință, el știe că Dumnezeu este, el știe că Dumnezeu există, el știe că Dumnezeu răsplătește pe cei care îl caută. Un fiu al luminii, oriunde ar fi, știe că Dumnezeu e deasupra lui și că lui Dumnezeu îi pasă oriunde ar fi fiul luminii știe știe că Dumnezeu are ochii ațintiți asupra lui, oriunde ar fi fiul luminii știe să răspundă la toate evenimentele vieții lui prin credință asta înseamnă să fii îmbrăcat în credință, oriunde ar fi fiul luminii este un fiu al nădejdii, un fiu, nu este un fiu al disperării la câte mormântări ne-am participat făcute pentru familii din care erau fii ai luminii. I-ați văzut vreodată frângându-și mâinile, smungându-și părul din cap, aruncându-se peste sicriu, disperați? De ce? Că la priveghi fiind și cu fiul pe catafalc, eu am întâlnit asta, fiul luminii e în continuare îmbrăcat în nădejde. El știe că lui Dumnezeu îi pasă. El știe că Dumnezeu vede. Rămâne în această încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. El știe că Dumnezeu este acolo. El știe că Dumnezeu coboară chiar și în vala umbrei morți împreună cu el. El știe. Nu e disperat? Nu trebuie să-l trimiți să-și iau un pumn de pastile care îl nenorocesc pentru a-și înlătura disperarea fiul luminii. Are viața pusă în mâinile Domnului. El știe că Dumnezeu e un Dumnezeu puternic care vede că îi basă. Fiul Luminii știe să aibă pace în mijlocul oricărui necaz. Fiul Luminii știe, știe să aibă nădejde în mijlocul oricărei furtuni. Pentru că este îmbrăcat. L-a îmbrăcat Dumnezeu în nădejde. În nădejde. Și Fiul Luminii are dragoste. El știe două lucruri despre dragoste. Știe unul, că Dumnezeu îl iubește. Fără putință de tăgadă, Dumnezeu îl iubește. Întâlniți-vă cu un Fiul al Luminii când a aflat cea mai cumplită veste din viața lui și întrebați l te mai iubește Dumnezeu? Și Fiul Luminii vă zice, cu siguranță, cu siguranță cine mă va despărți pe mine de dragostea lui Dumnezeu? Necazul? Sau moartea? Cine poate să rupă dragostea lui Dumnezeu de la mine? Nimeni și nimic. Și știe să și împartă dragostea asta. Știe să vorbească în dragoste, știe să confrunte în dragoste, știe să accepte în dragoste, știe să împartă dragostea asta știe să o împartă. Când ție e mai greu, întâlnește-te cu fiii luminii. De ce chemăm oamenii la biserică? De ce? Trebuie să facem și noi un program să ne ostoim sentimentul religios din noi, nici vorbă. Vă chemăm la o întâlnire cu cel care iubește în mod desăvârșit și cu fiii lui, cu fiicele lui. În mijlocul comunității, în mijlocul bisericii, îi afli pe cei care știu să iubească care știu să se apropie pe cei care sunt îmbrăcați în hainele luminii. Și care sunt hainele luminii? credință, nădejdea și dragostea. Cum sunt fiii luminii? Ce fac ei în lumină? Sunt treji. Sunt treji. Nu-i păcălești. Ei nu dorm și nu se intoxică. Fiii luminii în lumină sunt îmbrăcați într-un fel anume, în credință, în nădejde și în dragoste. Și închei în dimineața asta, zice Apostolul Pavel aici, după ce le mângâie inima, ascultați, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Am putea rămâne și doar asta să fiu spus în dimineața asta. Iubiți frați și surori, dragă biserică, Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie. Noi nu așteptăm mânia lui Dumnezeu. Ne așteptăm îndurarea lui Dumnezeu. Ne așteptăm mila lui Dumnezeu. Ne așteptăm apropierea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, care a murit pentru noi. Pentru ca? Și vă rog, remarcați jocul pe care face aici Apostolul Pavel. Fie că veghem, fie că dormim. E dormitul ăla de dinainte? Nu. Este expresia prin care Apostolul Pavel vrea să zică, întotdeauna, întotdeauna, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. Fiul luminii trăiesc cu Dumnezeu. Fiul luminii nu sunt niciodată singuri. Cu ei, cum obișnuiam să spun la tineret, cu ei este Dumnezeu cu al său har și cu a sa iubire de oameni. Cu ei este Dumnezeu. Fii luminii, trăiesc cu Dumnezeu. Unde te duci, unde îi întâlnești, nu sunt singuri. Este și Dumnezeu. Acolo. Prin preajma lor. Nu-l vezi, nu-l vezi, dar ei știu că e acolo. Ei au, că nu umblă prin vedere, ci ei umblă prin credință. Au un simțământ, un să le simț. Ei știu că în preajma lor este Dumnezeu. Fiii luminii trăiesc în lumină și în lumină trăiesc împreună cu Dumnezeu. Cu Domnul Isus Hristos. Să trăim împreună cu El. Doamne ajută-ne! Asta înseamnă grijă! Grijă! Grijă la felul în care trăim, dar asta înseamnă și bucurie. Bucuria că nu suntem niciodată singuri. Bucuria că nu suntem niciodată în întuneric. Bucuria că suntem fii ai luminii. Acum, la final, aș vrea să cântăm o cântare. Și în cântarea aceasta, să spunem, să cerem, să declarăm, să spunem așa, Doamne, vreau să-mi port și eu lumina asta în întuneric. Lumea de afară e întuneric, lumea are nevoie de lumină. Putem fi noi lumina? Putem fi noi lumina? Doamne, ajută-ne. Cum trăiesc Fiul Luminii? Păi, Fiul Luminii, în primul rând, trebuie să știm despre ei, așa, că sunt ocrotiți. Fiii luminii sunt ocrotiți. Despre ei trebuie să știm că sunt întotdeauna gata. Ce mai putem ști despre fiii luminii? Ce fac ei? Când te întâlnești ziua cu un fiu al luminii, cum e el? Trează. Trează. Îi pasă. Îi pasă și de tine. Îi pasă. Fiul luminii nu e atins de nepăsare. Nu e atins de indiferență. Fiul luminii îi pasă pasă de cel de lângă el, îi pasă de lucrurile în care este implicat, îi pasă. Pentru că nepăsarea este semnul somnului. Și mai târziu, în 2 Corinteni, Apostolul Pavel va lega somnul de moarte. Fiul luminii îi pasă. Fiul luminii nu se intoxică. Nu pune în paharul său și lucrurile lumii. El trăiește cu Dumnezeu nu, nu face amestecătură. Nu, 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 Fiul Luminii trăiește conform Scripturii. Fiul Luminii este îmbrăcat în hainele Luminii. Și care sunt acelea? Credința, nădejdea și dragostea. Și Fiul Luminii trăiește oriunde ar fi cu Dumnezeu. Umblă cu Dumnezeu. Iată cum fac Fiul Luminii. Și noi o spun cu toată bucuria din dimineața asta, suntem fii și fiicele Luminii. Domnul să ne binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm și împreună cu toții ne închinăm înaintea Domnului cu această cântare, declarând, spunând, rugându-ne, Doamne, vreau să-mi port și eu Lumina în întuneric, vreau să rămân fiu al Luminii, oriunde aș fi, să merg cu tine și Domnul să ne asculte. Ne închinăm.